Petru Maran, directorul Centrului de Informare Turistică din Sighetul Marmației, va fi prezent la acest eveniment cu scopul de a promova orașul. Și anul acesta, Sighetul Marmației va fi reprezentat la Târgul de Turism la București, ediția de toamnă. Delegația va fi compusă din două persoane. Urmează să prezentăm materialele promoționale pe care le-am editat aici la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică. Invitația din partea Ministerului a venit în urma clasării noastre în cadrul unui concurs pe un loc câștigător, locul 3. Cei care vor vizita standul Sighetului vor avea prilejul să vadă și câteva momente artistice și să deguste preparate tradiționale. Vom avea și un moment artistic, precum spuneam, vom avea și o degustare de produse tradiționale și, bineînțeles, vom reprezenta destinația prin materialele și informațiile pe care le oferim turiștilor. Bineînțeles, în primul rând dorim să creștem numărul de vizitatori, în al doilea rând vrem ca destinația să fie vizibilă pe piața turistică, așteptăm un interes și din partea agențiilor de turism prezente. Târgul de turism de la București se va desfășura în perioada 16-19 noiembrie.